La stațiunea de cercetare dezvoltare pentru viticultură și vinificație Pietroasa, veștile nu sunt tocmai bune. Vremea capricioasă a făcut ca în acest an culturile de viță de vie și mai ales cele din câmp să aibă de suferit. Anul acesta, datorită condițiilor climatice, producția de struguri a avut de suferit. Temperaturile au fost destul de scăzute și totodată și faptul că a plouat, se știe, foarte mult. A fost un an foarte ploios. În acest context, estimăm o producție 7-8 hectare maxim, 7-8 tone la hectar. Față de anul trecut, când au fost 11, aproximativ 12 tone la hectar. Sunt porțiuni de vie care au avut mai mult de suferit din cauza vremii, mai ales cele de la șes. Cele din Pietroasele sunt așezate la o înălțime de aproximativ 200 de metri față de nivelul mării și aici producția este ceva mai bună. Grindina nu a produs pagube în vii pentru că stația de rachete antigrindină din vecinătate și-a făcut datoria la timp și a spart norii cu gheață. Suntem înscriși în programul de reconvecție pe Apia. Anul acesta ne-am propus să replantăm undeva la 15 hectare. În anii trecuți am replantat aproximativ 9 hectare și urmează și pentru anii ce vor veni, tot prin programul de reconversie cu Apia, cu fondurile europene, să replantăm aproximativ 10 hectare pentru struguri de vin și urmează și program pentru struguri de masă. Stațiunea păstrează tradiția, așa că reconversia se face cu soiuri deja împământenite aici. Tămâioasa românească, Feteasca regală, Feteasca albă, Cabernetul și Merlotul de Pietroasa, care au făcut ca stațiunea să devină foarte cunoscută, vor fi soiurile principale și în viitor. Ne propunem să schimbăm partea de îmbuteliere, partea de vinificație primară. Ne propunem să achiziționăm noi utilaje pentru partea de mecanizare a viței de vie, mă rog, lucrul viței de vie practic și proiecte ar fi foarte multe. Probleme sunt cu forța de muncă, întrucât lucrătorii nu mai sunt calificați și asta se observă foarte bine în perioada culesului. Cu toate acestea, schimbările în bine se pot vedea cu ochiul liber, iar aspectul stațiunii începe să se apropie de cel al unui obiectiv care se vrea inclus în circuitul turistic. Comparativ cu anii anteriori, vinurile de Pietroasele au și plusuri și minusuri care se compensează. Buzoienii vor putea ciocni un pahar de vin de Pietroasa chiar la sărbătoarea Tămâioasei a comunei Pietroasele, care va avea loc pe 7 septembrie, chiar în curtea stațiunii.